Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Vă salutăm din însorită Arizona, de unde în fiecare săptămână căutăm să vă aducem ceva nou, experiențe deosebite ale oamenilor lui Dumnezeu, experiențe prin care credința lor a fost consolidată, experiențe care îl proslăvesc pe Dumnezeu, experiențe care ne ajută să pășim mai departe în fiecare zi pe calea credinței. Bineînțeles, baza credinței noastre este în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu ne bazăm pe ceea ce vedem, nici pe ceea ce simțim, așa cum ne învață Sfânta Scriptură. Noi ne bazăm pe ceea ce ne spune Dumnezeu și ne promite în cuvântul Său. Baza, temelia credinței noastre este cuvântul Evangheliei. Noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, indiferent de circumstanțe. Dar, ca și oameni ai lui Dumnezeu, ca și copii ai lui Dumnezeu, pe calea aceasta a credinței, întâmpinăm momente grele, probleme, confruntări, neajunsuri, zile sau perioade de timp speciale în care avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu într-un mod special, într-un mod deosebit sau chiar într-un mod miraculos. Aceste experiențe ne consolidează, aceste experiențe ne întăresc, aceste experiențe ne ajută să înaintăm. De aceea, întotdeauna în cadrul emisiunii Pași prin Credință, căutăm să avem un invitat sau mai mulți care să împărtășească împreună cu noi momente deosebite, momente speciale din viața lor cu Dumnezeu. În felul acesta, credem că pentru credincioși, pentru copiii lui Dumnezeu, experiențele reprezintă un motiv în plus de proslăvire la adresa lui Dumnezeu, reprezintă o întărire pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, iar dacă sunt unii mai sceptici sau chiar atei, ne rugăm și dorim ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să-i sensibilizeze, să le vorbească și să-i aducă la credință. Acesta e motivul pentru care noi producem aceste emisiuni, le punem împreună și în colaborare cu echipa Credo, pentru care ne rugăm și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, căutăm să colaborăm împreună și să ducem în casele dumneavoastră aceste experiențe. Iată-ne în această dupămasă, avem împreună cu noi invitat pe unul din păstorii din Consiliul Pastoral al Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona, fratele Teo Costea, care a mai fost în cadrul emisiunii noastre încă o dată, a început să ne istorisească anumite momente și episoade frumoase din viața lui de credință. Am rămas undeva la venirea sau sosirea lui în America. Dorim să continuăm de aici și să vedem în această dupămasă ce are pe inimă să împărtășească cu noi și unde l-a dus Duhul Sfânt în trecutul vieții lui, în anii precedenți, și ce are pe inimă ca să împărtășească împreună cu noi în această dupămasă din experiențele inedite sau deosebite, speciale. Frate Teo, bine ai venit din nou în cadrul emisiunii Pași prin Credință. Ne bucurăm că avem ocazia din nou să mai stăm de vorbă. De data aceasta nici măcar n-am fost curios să știu despre ce vrei să ne spui înainte de a începe emisiunea, ca să am și eu interes să te ascult mai mult, sau cel puțin ca și telespectatorii care ne urmăresc. Bine ai venit și te ascultăm. Mulțumesc pentru invitație. Pentru mine personal e o experiență deosebită ca să pot să împărtășesc și de data asta câteva minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în viața mea. În urmă cu aproximativ 17 ani și 2 luni aproape,
Am ajuns în Statele Unite, în Chicago, unde mă aștepta un frate mai mare pe care îl aveam deja aici. Frate de corp? Frate de corp. Așa. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a călăuzit viața mea ca să ajung într-o biserică bună, penticostală, biserica pe atunci se numea Maranata. Mai târziu, când și-a mutat locația în altă parte, biserica Golgota, păstorită de fratele păstor Sandu Trombițaș, unde mai mult de aproximativ 12 ani am crescut spiritual și a fost o mare binecuvântare pentru mine. După ce am ajuns în America, am început ca fiecare tânăr, aveam 21 de ani pe atunci, ca să lucrez și am început în construcții, ca și electrician, ucenic. Și în fiecare zi mergeam la lucru, viața era normală, dar pentru mine personal, pasiunea pentru Dumnezeu era ceva deosebit și eram nelipsit marțea la rugăciune, la seara de rugăciune, joia la biserică, duminică dimineață, duminică seara. De fiecare dată căutam să fiu unde oamenii lui Dumnezeu se adună la biserică. Am căutat să-L cunosc tot mai mult pe Dumnezeu. Mă rugam ca Dumnezeu să mi se descopere. Doream ca Dumnezeu să mă binecuvinteze în viață. Chiar în viață de căsnicie mă rugam ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. După mai bine de un an și jumătate, după ce eram ajuns în America, în anul 2000, tatăl nostru a venit în America să ne viziteze pe cei doi băieți mai mari ai lui. Și când a ajuns la noi în Statele Unite, personal m-am bucurat și ne-am bucurat foarte mult să fim din nou împreună cu tata. Și mă rugam și mă gândeam, Doamne Iisuse, ajută-mă ca să fiu o binecuvântare pentru tata, dar nu numai cât el în vizită la noi în America, ajută-mă să fiu toată viața mea o binecuvântare pentru tata, pentru mama, pentru frații noștri și pentru asta te rog ca tu să mă binecuvintezi în căsnicie, ca împreună cu soția pe care tu mi-o vei da, mi-o vei pregăti, să pot să slujesc ție și slujindu-ți ție să fim și o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Într-una din zile, după câteva săptămâni, după ce tata era deja la noi, eram la lucru cu tata și i-am spus, tate, astăzi vreau să faci ceva ce n-ai făcut niciodată pentru mine. În felul în care o să-ți cer să faci. Tata, curios, m-a întrebat despre ce e vorba, i-am zis, tate, vreau să te rogi ca Dumnezeu să te călăuzească și când suntem acasă o să-ți spun ceea ce e pe inima mea și dorința mea. De câteva ori au insistat și i-am zis, tate, vreau să fie o surpriză puternică pentru dumitale. Când am ajuns acasă, chiar fratele meu și cumnata la care noi locuiam atunci, ei erau plecați într-o vacanță la o mătușă lor în statul Michigan și eram doar eu cu tata acasă. I-am spus tatălui meu, tata, vreau în seara asta să faci o rugăciune specială pentru mine, dar cum îți spun eu să te rogi? Tati, eu știu că dumitale ești preot în casa dumitale, ești tatăl meu, te respect, dar te respect și așa cum Dumnezeu te autoriza să fii preot. Eu vreau să mă pun pe genunchi, dumitale, să-ți pui mâinile peste mine. Eu cred în binecuvântarea lui Dumnezeu prin părinți, pentru mine ca și copil. Și am spus, tata, să te rogi așa. Doamne Dumnezeule, ajută-mă pe mine ca și copilul dumitale să fiu un om al lui Dumnezeu. Să-L iubesc pe Dumnezeu toată viața mea. Dumnezeu să fie pe primul loc în viața mea. În al doilea rând, să te rogi ca Dumnezeu să mă ajute să fiu un om sănătos. Ca sănătos să pot să-L slujesc pe Dumnezeu. În al treilea rând, tata, roagă-te pentru mine ca Dumnezeu să-mi dăruiască un job unde să-mi câștig bine pâinea cea de fiecare zi și să fie o binecuvântare. Și nu în ultimul rând, tata, roagă-te pentru mine ca Dumnezeu să mă binecuvinteze în căsătorie, măcar cum Dumnezeu te-o binecuvânta pe dumitale cu mama. Tata a fost surprins,
I-au dat lacrimile, m-am uitat la ele, am zis, tată, eu mă plec pe genunchi. Eu cred că Dumnezeu ți ascultă rugăciunea. De fiecare dată ți-a ascultat-o când te-ai rugat pentru noi. Tata, cu credință, dar așa cum te rog eu să te rogi, așa să te rogi pentru mine. Tata s-a rugat. O rugăciune scurtă, cum am cerut. Dar mi-amintesc cuvintele lui de final, care spuneau, Doamne, dacă Teo crede în felul ăsta, că dacă eu mă rog pentru el, tu îl binecuvintezi, te rog în numele lui Iisus, tu să-l binecuvintezi și să asculți rugăciunea mea și rugăciunea lui. Amin. Amin. Când ne-a ridicat de pe genunchi, i-am spus la tata, tati, din clipa când ți-ai pus mâinile peste mine, am simțit un fior al Duhului Sfânt, care a pătruns tot trupul meu. Am simțit prezența Domnului într-un mod deosebit. Știu că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea tata și îți mulțumesc. Și să știi că de astăzi Teo e un copil a dumitale binecuvântat de Dumnezeu. Amin, amin. A venit vremea, tata, după 3 luni de zile, s-a întors în România. La aproximativ 6 luni de zile am întâlnit-o pe soția mea, Tabita. Ea venise în America printr-un schimb de experiență în slujire într-o biserică americană din orașul Elgin, din statul Illinois. Și într-una din duminici a venit la noi la biserică, unde era membru, unde mergeam și unde o parte din familia ei, verișorii ei, unchi, mătuși, erau membri la noi în biserică. A venit duminică dimineață, am văzut-o și ca un tânăr interesat să mă căsătoresc, mi-am pus atenția într-un mod deosebit ca să observ cât mai multe detalii despre persoana ei. Te-a atras prima dată. Ceva deosebit. A fost ceva deosebit. Un magnet, așa. Un magnet. Era Dumnezeu acolo. Și timpul trecut, după ce s-a terminat și programul de seară, i-am zis că aș vrea, dacă dorește, ca să îmi dea numărul ei de telefon. Deci în prima zi când a vizitat biserica voastră? Da. Deci în prima zi după slujba de seară, deja te-ai apropiat de ea într-un mod politicos, frumos, frățește, și dacă vrea să-ți dea numărul de telefon, deja mintea mergea departe. Da, dar vreau să subliniez că m-am auto-invitat la verișorii ei. Așa. Și am spus verișorul ei, care era de vârsta mea, am spus, în seara asta o să vin până la voi. Și el, așa, curios, dar cu ce ocazie? Și am spus, o verișoară de-a ta care te vizitează mă atrage ca să îți facă vizita asta. Exact. Și atunci, discutând acolo, împreună cu verișorii ei, așa mai în glumă, mai în serios, dar eu eram foarte serios. I-am spus, dacă vrea să-mi dea numărul de telefon, ea mi-a spus, nu pot să ți-l dau, să nu te superi, dar să știi că eu sunt pentru o perioadă scurtă aici, mă întorc în România, nu am niciun plan ca să rămân în America. I-au simțit că interesul meu... E serios. Am numărul ei de telefon, e un interes serios. Și eu am zâmbit, am plecat. Bineînțeles, n-am avut numărul ei de telefon atunci. Dar după câteva zile, am sunat la verișorul ei. Și i-am spus, vrei, te rog frumos, să-mi dai numărul verișoarei tale de telefon, că vreau să sun, să văd ce mai face. Și el a zâmbit, mi-a zis, da, chiar ești interesat? Zic, absolut. Am primit numărul ei de la verișorul ei și am sunat în seara aia. Interesant că acolo unde este interes, se găsește o cale. Dumnezeu, ca să ajungi. Dă înțelepciune. Yes. Și în momentul când am început să vorbesc cu ea, am vorbit câteva lucruri, ce mai faci, cum ești, câteva cuvinte, și am spus, Tabita, ca salut din partea mea, să citești Psalmul 20 și Psalmul 23, care să fie o încurajare pentru tine. Aici cât o să fii în America? Și am spus, Tabi, să știi că eu o să mă rog pentru tine. Mă rog ca Dumnezeu să te folosească, Dumnezeu să te călăuzească și să ai o viață binecuvântată. Am închis telefonul
nu știam ce se petrece la celălalt telefon. Doar după ce ne-am logodit, soția Tabita mi-a mărturisit și îmi spunea ea dintre semnele pe care le avea înaintea lui Dumnezeu. Spunea că unul dintre ele era persoana care va fi viitorul ei soț, pentru care se ruga de mai mulți ani. În prima discuție care o să o facă pe ea să înțeleagă că va avea legătură cu viitorul ei soț, să fie un mesaj despre Psalmul 23. Era semnul ei înainte lui Dumnezeu. Un al doilea semn pe care îl avea înainte lui Dumnezeu era viitorul meu soț să fie dintr-o familie cu mai mulți frați, pentru că ea avea numai un frate și spunea dacă în viață o să fie mai greu, mai ușor, anumite crize care apar, să mă înțeleagă să pot să mă ajut pe fratele meu. Să nu fie numai unul singur care să nu știe ce înseamnă să mai ai frați. Și surpriza mea a fost mare, de ce Dumnezeu a rânduit să mă nasc într-o familie de 11 frați. Un al treilea semn a fost numele lui. Să fie din Biblie sau să aibă un mesaj biblic. Până după logodnă, n-am știut că numele meu Teodor înseamnă darul lui Dumnezeu, care i-a găsit într-un dicționar biblic în biblioteca bisericii. Pentru mine asta a fost surprinzător, dar revin unde am început. După ce am închis telefonul, am continuat, așa cum i-am promis, să mă rog pentru ea. Au urmat alte întâlniri telefonice în care discutam și i-am propus să ne rugăm unul pentru celălalt, dacă Dumnezeu vrea ca noi să fim împreună și să ne căsătorim, Dumnezeu să-i vorbească ei și Dumnezeu să-mi vorbească mie. A fost un curaj mare pe care am crezut că o să mi-l refuze atunci când îl propun, dar ea mi-a răspuns bine, Teo. Nu știam că Dumnezeu deja lucra la inima și la mintea ei să înțeleagă planul lui Dumnezeu. În următoarele duminici, la biserică la noi, era sora Draga, soră de corp cu soția fratelui Sima Onciu, cu soția lui, sora Draga, de origine sârbă. Ea, la sfârșitul bisericii, pentru că era membru la noi în biserică, mi-a spus, Teo, în dimineața asta vreau să mă duci tu acasă, după biserică. Și am spus, ok. Când am dus-o, mi-a spus Teo... Era o soră mai în vârstă care nu avea mașină nu și avea depindea mașină, de alții depindea ca de să alți se deplaseze de acasă la biserică. Exact. Am înțeles. Exact. Da. Și în dimineața aia, după program de la biserică, am dus-o acasă și mi-a spus, frate Teo, am avut un mesaj din partea Domnului pentru tine. Tu crezi în prorocii? Și am spus, eu cred când Dumnezeu vorbește. Și mi-a spus, frate Teo, te-am văzut într-o vedenie de noapte, pe tine și lângă tine era o fată și a început să mi-o descrie. Ea nu văzuse încă pe Tabita. Chiar în duminica când Tabita a fost în vizită la biserica noastră, sora Draga nu a fost la biserică. Și a început să mi-o descrie și îmi spunea cum arată, nu nici foarte înaltă, nici micuță, nici brunetă, nici blondă, nici foarte slăbuță, dar nici foarte plinuță. Wow! Și îmi spunea, Teo, Dumnezeu așa de bine mi-a întipărit-o în minte fața ei, imaginea ei, că nu-i de la noi din biserică, dar vreau să mă duci pe la toate bisericile, că e o fată de frați români și vreau să ți-o arăt. Și eu am spus, sora Draga, dar dacă ai vedea-o într-o poză, ai recunoaște-o? Și ea mi-a spus, da. Ok, de seară, eu te duc de la biserică, iară. Și ea mi-a spus, bine, sora Draga, am niște poze și vreau să-ți arăt. Și seara, după programul de biserică, după ce am ajuns în fața casei ei, am spus, sora Draga, am pozele despre care ți-am vorbit. Avea mai multe poze, cum am fost cu foarte mulți tineri, în multe părți din America. Și sora Draga a început să se uite la poze.
Oh, și... deci, fă-mă să înțeleg, n-ai adus poze cu Tabita. Ai adus poze cu diferite persoane. Tineri, cu foarte mulți. Mulți. Am aveam, cred că vreo 40 de poze aproximativ, cu foarte mulți. Deci tineri. N-ai venit cu poza sorei Tabita, no, să zici, asta e fata care ai văzut-o. Am înțeles. Și nu le-am pus în album, le-am pus una peste cealaltă. Deci un teanc de poze într-o pungă. Mai multe dintre prieteni, din călătorii. De peste tot pe unde am fost prin America. Cu mulți tineri și tinere. Yes. Am înțeles. Și aveam și o poză cu Tabita. Dar poza care o aveam cu Tabita, în poza eram eu, pe o creangă groasă a unui copac care a târnat până aproape jos ca o bancă, și avea o altă creangă care era o a doua bancă în partea cealaltă a copacului. Eu eram aproximativ la 7 fiți, 8 fiți de în locul în care era Tabita. Stăteam ca pe două bănci. De unde poza aia? Sau ați dintr-o avut o vizită întâlnire? Care am făcut-o la Elgin cu rudenile ei, cu verișorii. Ceva ani în urmă, un an în urmă sau chiar după câteva luni? Câteva luni. De când am cunoscut-o pe Tabita până ne-am căsătorit, aproximativ un an. În perioada de aproximativ un an. Și am pus-o aproape jos, poza aia. Și sora dragă se uita la poză și îmi spunea, nu e în poza asta. Eu spuneam, sora dragă, uită-te bine. Și am spunea, mă uit, frate Teo, dar Dumnezeu așa de bine mi-a întipărit-o în minte că o cunosc. Dacă o ai aici în poză, o cunosc. Dar de a doua poză, a treia, eu eram cu sufletul la gură să mă uitam atent. La un moment dat, când a ajuns la poza cu Tabita, inima mea a început să bată mai tare și spunea sora draga, frate Teo, astăzi îți confisc poza asta și o pun la mine pe perete în cameră, în living room. Tu poze din astea o să ai mai multe, dar nunta ta o să mai vin să mai fac o poză cu voi, pentru că ea e aleasa lui Dumnezeu pentru tine. Pentru că am auzit vocea Domnului atunci, care mi-a spus, fata asta e aleasa mea pentru el. Și am spus, sora dragă, dar nu pot să-ți dau poza asta, că nu am două poze. Asta e singura poză care o am cu fata asta. Și am spus, când Dumnezeu vorbește, tu trebuie să accepți că Dumnezeu a vorbit. Și tu poze mai multe o să ai, dar că, ca semn că Dumnezeu a vorbit, eu poza asta o iau și o pun pe perete în living room. După nunta ta și după nunta voastră, vă invit la mine acasă, pentru că o să-mi aduceți o poză. Și atunci punem a doua poză lângă poza asta. Dumnezeu a vorbit în prima poză și Dumnezeu a împlinit. Să avem mărturie. Extraordinar. Timpul trecut, eu personal, la Tabita nu i-am spus nimic. Am spus, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu mi-ai vorbit, mi-ai confirmat personal. Tu simțeai... Simțeai în inimă... Eu eram îndrăgostit de Tabita. Dar nu știa numai Domnul Iisus. Nu vedeai altă fată, nu te interesa de altă fată. Știai că e a ta. Nu știu dacă chiar știam, că nu... Deci ea nu-mi promisese prietenie. Așa. Eram eu... Cu frică, cu teamă, mai corect. Vroiai să fie. Vroiam să fie. Așa. Dar atunci Dumnezeu a pus o pace în inima mea. Am știut... că e voia lui Dumnezeu și aleasa Domnului pentru mine. Și am spus, Doamne Iisuse, nu vreau ca să te ajut în lucrarea asta. Tata s-a rugat, mai mult personal, cred că m-am rugat eu în vremea aia, dar știam că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și am zis, Doamne, după logodnă, am să-i spun soției mele, logodnicii mele, cum Tu mi-ai descoperit mie și cum am avut pace în toată perioada asta și am știut că o să ne căsătorim. Timpul a trecut, a venit vremea propunerii, când i-am propus că sunt chiar interesat să mă căsătoresc și nu vreau să pierd timpul nici al ei, nici al meu. Nu ești aventurier care să intri în relații ușoare cu fete. Ea era cazată la familia fratelui păstor american și niciodată nu m-am dus la ea, doar eu singur. Întotdeauna luam un verișor, un unchi de-al ei, o mătușe, alți frați din biserică ca să mă însoțească, să nu creadă frații americani că sunt un tânăr
ușor. Ușor, care are planuri poate păcătoase și întotdeauna am încercat să fiu lumină pentru familia la care era cazată. În ziua când i-am propus, ea mi-a spus: Teo, vreau să spun da, pentru că Dumnezeu mi-a răspuns la câteva semne despre care am vorbit mai devreme și ea nu mi-a spus semnele ei. Dar eu personal știam că Dumnezeu mi-a vorbit personal. Aveam convingerea. O inimă plină de bucurie și convingerea că e voia lui Dumnezeu. Și în mintea mea mă gândeam, după logodnă o să-ți spun cum Dumnezeu mi-a vorbit. Dar fără să știu, aceleași gânduri le avea și ea. Mai au trecut câteva săptămâni până ne-am stabilit când o să fie logodnă. Am avut perioada de logodnă. Imediat după aceea ne-am căsătorit și am început o viață ca doi tineri care îl iubeau pe Dumnezeu și binecuvântați de Dumnezeu. Dar nu știam că nu după mult timp o să fim zguduiți așa de încercare și pe calea asta pe care cred că mulți o să audă mărturisirea aceasta, vreau să spun că așa de bine să fii cu Dumnezeu pe primul loc în familie, să-L ai pe Dumnezeu cel mai bun prieten al familiei tale, să știi că Dumnezeu e întotdeauna în centru familiei. Nu după mult timp, soția a început să se simtă foarte rău de la fiere și am spunea Teo, când aveam aproximativ 10 ani, am mai avut crize foarte mari, am fost la spital, dar atunci n-am avut operație. Și m-am pregătit cu mintea ca să accept că s-ar putea să ajungem la operație. Și după doar câteva zile, așa s-a întâmplat, îmi părea așa de rău să văd că suferă. Era un copil și eu, o femeie a lui Dumnezeu, îl iubea pe Dumnezeu. Nu, n-am avut nicio neînțelegere ca să fiu un motiv de ce ar fi suferit. Și am înțeles că Dumnezeu ne încearcă ca să pricepe mai mult lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața de familie și în viața de familie nu-i numai tot timpul soare, tot timpul veselie, tot timpul zâmbet, sunt și lacrimi, sunt și dureri și ca tineri am început să gustăm din viața reală în care eram deja noi, mă rugam ca Dumnezeu să-i facă bine și mă rugam ca Dumnezeu să îi dea biruință să nu treacă pe la operație, dar Doamne, mă rugam și spuneam: dacă Tu îngădui, Te rog să ne dai putere să trecem biruitor și inima noastră să fie întotdeauna mulțumitoare înaintea Ta. Dumnezeu a făcut ca să trecem. A trecut timpul și nu după mult timp, la o seară de rugăciune, am avut un cuvânt profetic și cuvântul Domnului îmi spunea: într-o noapte mă voi coborî la tine și îți voi arăta prioritățile care să le ai în viață. Și eu le păstram cuvintele astea. Era și soția, seara aia la rugăciune. Pe atunci aveam doi îngerași micuți, copilași, primii doi copii, Deborah și Timothy. Și viața noastră era o viață în care căutam să ne apropiem de Dumnezeu. Era vineri seara când am avut acea profeție, au trecut luni, marți spre miercuri, noaptea, în timp ce mă odihneam, dintr-o dată, lângă patul meu, am simțit prezența Domnului. Am văzut o persoană îmbrăcată în alb, care s-a apropiat de mine și m-a luat pe brațe. Când m-a luat pe brațe, a făcut o pauză cu mine deasupra casei, mi-a văzut trupul cum se odihnea, am văzut pe soția mea, copiii. După câteva clipe am fost luat și dus, dar simțeam că sunt pe brațele Domnului, simțeam că Dumnezeu îi dragoste absolută, o dimensiune a iubirii lui Dumnezeu pe care până atunci n-am simțit-o. O a doua pauză a făcut cu mine după câteva clipe și era undeva în mijlocul Universului.
Am văzut planete mai mari ca Pământul, planete mai mici, dedesubt de unde eram așezat, deasupra, dar am văzut și planeta Pământ ca o minge de basket puțin mai mare și știam că de acolo am venit. După câteva clipe, după care mă minunam, întotdeauna spuneam, wow, wow, am văzut tot felul de culori, planete mult mai mari decât mi-aș fi putut eu imagina. Atunci un gând a venit la nivelul minții mele și am spus, e exact cum arată cei care studiază astrele, care arată planetele, stelele. Wow! Dumnezeu a făcut să plec din nou. Și când a treia oară m-a oprit, așa cum știu că sunt acum aici în studio și vă vorbesc, am știut că sunt în cer. Am simțit prezența lui Dumnezeu la o dimensiune pe care nu mi-am putut imagina niciodată. Am uitat că am fost odată pe pământ. Am uitat că am avut soție, familie, copii. Eram într-o dimensiune în care dragostea lui Dumnezeu, într-o dimensiune extraordinară intra în sufletul meu. Simțeam o bucurie care nu mi-am putut imagina vreodată. Numai mă minunam și a pus o întrebare. Pot să privesc cum arată soarele în cer? Dar acum nu mai comunicam cu cuvinte verbale, doar la nivelul Duhului comunicam. Și mi-a spus aici, Domnul Iisus luminează. Știam de la Sunday School, din Biblie. Dar asta a fost întrebarea care am pus-o. Dar după aceea am mai pus o întrebare. Poți să privești cum arată cerul în cer, orizontul când privești în sus? Și mi s-a răspuns, privește, am privit, totul era străveziu. Dar vreau să definesc o culoare și nu puteam. Când mă uitam, parcă era mai minunat. Cu cât era mai atent, cu atât era mai interesant. Și eu numai, wow, wow. Parcă se combinau culorile, slava lui Dumnezeu acoperea tot ceea ce era înaintea mea. Era ceva fără să pot să descriu în cuvinte. Culori cu care n-ai avut de a face pe pământ în viața ta. Dar erau vii culorile. Erau ca niște raze culorile. Era ceva deosebit. După câteva clipe am auzit vocea Domnului care îmi spunea, din poziția în care ești așezat, în partea dreapta ta sunt mulțimi de îngeri care pregătesc locașuri pentru sfinții de pe pământ. Încă mai puțin și o să fie totul pregătit. Dar acum o să te duc să vezi o parte din Nou Ierusalim, cetatea sfântă pregătită, gata pentru sfinții de pe pământ. Și am început călătoria. Duhul Domnului mă purta cu o viteză foarte mare. Dar în același timp, dacă vreau să privesc anumite lucruri mai în detaliu, le puteam privi. Era o altă dimensiune. Să călătorești cu o viteză foarte mare și să poți să privești câteva detalii care vrei să le urmărești și puteai să le urmărești. Și Duhul Domnului a făcut să-mi arate numai clădiri. Mă uitam, mă minunam. Dar nu erau ca și clădirile de pe pământ. Că foarte interesant, când te gândești la clădiri, te gândești la ceea ce cunoaștem noi, ca și clădiri, locuințe. Dar de data asta știam că sunt clădiri, dar nu semănau nici culorile. Din fiecare zid ieșea lumină și raze de lumină. Clădirile erau imens de mari, nu cum cunoaștem noi pe pământ. Și în timp ce călătoream am văzut clădiri enorm de mari, mai mici, și mai mici, iară mari, iară foarte mari. Și eu numai mă minunam de culorile și diversitatea și designul care era. Atunci un gând de pe pământ, din nou o pătruns în mintea mea. Și pe pământ, cum nu poți compara un băț de cribit pe care dacă l-a prins și l-a să ardă, rămâne un băț de scrum. Cu cel mai mare building de pe pământ ca și valoare, buildingul din Dubai, cum nu poți să le compari ca și valori, pentru că bățul de scrum e un scrum și n-are nicio valoare. Și buildingul din Dubai e cea mai mare valoare ca și clădire de pe pământ.
Așa nu poți să compari building-ul din Dubai cu nimic din cer, pentru că building-ul din Dubai e firul de praf. E firul de praf, scrumul acela. Și aici sunt alte materiale care are niște valori care sunt comparabile. Nu este nimic ce să compari pe pământ cu ce în cer. Atunci nu avem termen de comparație ca să putem descrie, și de aceea mintea nu poate să priceapă, și mulți care au mai avut experiențe asemănătoare pur și simplu se blochează. Și exact. Dacă îi rogi să-ți descrie, spune, nu știu cum să-ți descriu, că nici exact culorile nu sunt ca pe pământ. Exact ce tu ne spui. Culorile sunt altfel, materialele altă din care calitate și alte valori. Nu sunt pe altă pământ. Dimensiune, altă dimensiune, altă lume. Exact. Și în timp ce călătoream și mă minunam, am fost așezat în colțul unei clădiri. De data asta, clădirea era de un auriu străveziu, cum nu mi-am putut imagina vreodată pe pământ. Aproximativ câțiva fiți, erau raze, dar nu erau flăcări, era slava Domnului, așa e acolo, în clădiri și pe clădiri. Poți să vezi slava Domnului care, ca niște raze puternice, ieșeau și de care eu mă minunam. Lumina trece prin zid. E ceva... Lumina nu-i blocată, nici nu e reflectată. Exact, nu sunt de materialele de acolo. Totul e străveziu acolo. Și cum mă minunam, am auzit vocea Domnului care mi-a spus: aici e locuința împăratului. Când am auzit, am primit în cunoștință că m-am apropiat de Sfânta Sfintelor din cer, de tronul lui Dumnezeu. Și am întrebat, pot să privesc cât de lungă e clădirea asta, că cred că e o clădire lungă? Și mi-a spus, privește. Am privit și m-am uitat aproximativ, mi s-a îngăduit să văd cam 14-15 fiți lungime, după care un nor alb. În cunoștință am primit că era slava Domnului, care se mișca, acoperea, să nu privesc mai mult. Atunci am întrebat, pot să privesc cât e de înaltă, că cred că e o clădire înaltă. Mi-au spus, privește. Am privit și la aceeași distanță norul acoperea, să nu văd mai mult. Parcă necăjit... Deci la 14 picioare vorbim de cât ar fi 4 metri... Poate puțin mai mult. Da, da. Plus ori minus. Exact, da, aproximativ. După care, după ce am întrebat dacă pot să privesc cât e de lat, la aceeași distanță norul acoperea. Totul era de aceeași culoare, deci totul era străveziu. Spațiul era limitat, era de un limitat. Nor care parcă proteja sau oprea privirea. Oprea să văd privirea. Mai mult. Dar de data asta nu mi s-a îngăduit să văd prea mult. Atunci necăjit am spus, Doamne, dar poți să număr câte trepte are, că cred că are foarte multe trepte. Curios ai fost. Foarte curios. Să vezi tot, să cât știi am putut tot, să absorbi tot. Exact, să... mă minunam. Nu puteam să cred ce vedeam. Erau raze care veneau până lângă mine, dar tot era străveziu, era slava Domnului care o simțeam că copleșește ființa mea, dar de data asta eram în Duhul. Și când mi s-o răspuns, numără câte trepte sunt, așa? Am început să număr, dar de data asta repede, ca să prind cât mai mult. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și norul acoperea, ca să nu văd mai mult. Atunci, Domnul Iisus a apărut în fața mea, fața lui era acoperită de slavă și mi-a spus așa, Teo, acum trebuie să te întorci înapoi pe pământ. Când a făcut cu mâna dreaptă în jos, s-a deschis o fereastră. Am văzut planeta Pământ ca o minge micuță albastră. Am știut că de acolo am venit. Și Domnul Iisus a continuat și mi-a spus, dar priorități în viață să ai. Luptă-te să ajungi aici în cer. Luptă-te să ajungi aici în cer. Luptă-te să ajungi aici în cer. Când o zis a treia oară, am simțit secunda când am fost trimis.
Și am simțit secunda când am intrat în trup. Când am intrat în trup, am simțit că am intrat ca într-o bucată de lemn. Eram țeapăn. Am crezut, când mi-am revenit, am crezut că-s mort. Interesant. Parcă nu venea să cred că-s viu. Când am început să clipesc, să mișc capul, am încercat să mă pițic, să văd -s mort sau viu. Eu mă verificam pe mine de data asta. După ce am început să mișc degetele, am simțit cum am început să mă încălzesc. După câteva clipe, m-am uitat, în partea dreaptă era ceasul și era alarma pusă la ora 7 ca să sune, să duc fetița la școală. Era clasa 1 atunci. Am oprit ceasul, pe soție n-am sculat-o, m-am dus, am sculat fetița, am pregătit-o, am dus-o la școală și în drum ce mergeam spre școală cu fetița, mă gândeam cum să ascund de Tabita, pentru că ea deja începea să simtă tot mai rău cu inima și mi-era teamă ca nu cumva să-i spun și ea să creadă că eu am să mor și să-i se întâmple ceva rău. Și am zis, Doamne Iisuse, dar de ce eu trebuie să mai vin eu pe pământ? Doamne, vreau să ascund de Tabita, dar eu nu mai vreau să trăiesc pe pământ. Doamne, e așa de bine în cer. Mă simțeam așa de rău în trupul meu. Parcă nu mai mă iubeam cum fiecare om se iubește pe sine și se îngrijește. Am zis, Doamne, dar așa de bine a fost în cer. Dar oare, de ce eu trebuie să vin înapoi? Îmi iubeam copii, îmi iubesc soția, îmi iubeam și atunci, dar... Te simțeai încorsetat, limitat, foarte ca într-o limitat, cutie, strâns. Ceva foarte stingher de data asta pentru mine. Nu mai era cum am cunoscut viața înainte. Pentru că gustasem dintr-o altă dimensiune. Și cu gândurile astea mă luptam când m-am apropiat de casă. Da, am să ascund, nu o să-i spun soției nimic. Am deschis ușa, dar surpriza mea că soția era în bucătărie. Ea pregătea ceva de mâncare. Când am văzut, i-am spus, hai iubire, cum o salut de obicei. Și am spus, hai. Și se uita spre mine și mi-a spus, dar ce s-a întâmplat cu tine? Și am spus, nimic. Și ea venea spre mine și a spus, Teo, ce s-a întâmplat cu tine? Și am spus, nimic. Teo, ce s-a întâmplat cu tine? De data asta, așa foarte mirată, spunea, fața ta strălucește, tu nu arăți cum arăți tu de obicei. Atunci mi-am dat seama că Dumnezeu nu a îngăduit să ascunde ea. I-a mărturisit cu detalii. Ai adus ceva din ceruri, totuși. Dumnezeu a lăsat o umbră pentru o umbră mine. Sau o lumină. Sau o lumină. Și n-am putut să ascund de soția mea. I-a mărturisit, dar interesant, când am terminat să-i mărturisesc, cum Dumnezeu a lucrat și m-a făcut să văd câteva lucruri din cer, mi-a spus, Teo, acum arăți cum arăți tu de obicei. Dar de ce ai vrut să ascunzi de mine? I-am mărturisit și de ce am vrut să ascund. Și mi-am spune, Teo, niciodată să nu mai ascunzi. Să știi că Dumnezeu m-a îmbogățit prin mărturia și experiențe pe care tu ai avut-o. Dumnezeu să fie pe tronul vieții noastre. De atunci, pentru mine, a fost ceva deosebit. Oriunde mă duceam, oriunde mă duc, aud aceeași voce, Teo, luptă-te să ajungi aici în cer. În toate domeniile vieții mele, Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că există o luptă bună pe care trebuie să o duc cu mine personal, iubind pe cei din jurul nostru și pe Dumnezeu. Ca să pot să ajung în cer, reprezentând ceea ce Dumnezeu a hotărât din veșnicie pentru viața mea pe pământ, ca noi să fim o lumină, o binecuvântare, de noi să se poată folosi Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să mă lupt să ajung în cer. O luptă de care Apostolul Pavel spune atunci, după acea experiență, l-am înțeles pe Apostolul Pavel care spunea, pentru mine a trăi Hristos, iar a muri un câștig. Până atunci eu n-am înțeles cuvintele, n-am înțeles cum pot să fiu un câștig a muri. Dar de atunci e foarte greu când mă duc la mormântări să privesc la cei care rămân. Dar mă bucur enorm de mult pentru cei care l-au slujit pe Dumnezeu și știu că sunt în prezența lui Dumnezeu.
Întotdeauna când mă duc la un priveg și privesc florile din jurul sicriului și văd un sicriu cu o persoană pe care o cunosc, că l-a iubit pe Dumnezeu, privesc spre flori și spre sicriu și mă gândesc că o imagine a slavei cerului, florile alea vorbesc despre un loc special unde persoana care l-a iubit pe Dumnezeu deja e acolo. Și când mă uit în sală, când văd o biserică plină și toți în doliu negru, cernită, îmbrăcați în negru, toți în negru, îmi dau seama plânși, că noi, triști, apăsați. Noi trăim într-o lume de întuneric, chiar și spiritual. Și cum noi suntem apăsați în sufletul nostru și necăjiți când cineva drag pleacă dintre noi, noi așa suntem și spiritual, apăsați de multe ispite cu care ne confruntăm, loviți. Și noi, de fapt, trăim într-o lume de întuneric spiritual. Și Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață sfântă, luptându-ne să ajungem în cer, ca să putem să fim cu adevărat pentru veșnicie cu Dumnezeu. Pentru mine, experiența asta mi-a marcat viața. Te-a ajutat să-ți așezi prioritățile. Deci ce înțeleg eu după experiența și mesajul care l-ai primit din partea Domnului în cer e că prioritatea numărul unu a vieții este luptă-te să ajungi în cer. Prioritatea numărul doi a vieții este luptă-te să ajungi în cer. Și prioritatea numărul trei a vieții, exact, deci pe primele trei locuri, așa, luptă-te să ajungi aici în cer. Yes. Și de-abia pe locul 4, 5, 6, 7 sunt alte lucruri de valoare și însemnate. Exact. Dar știți ce am înțeles? În toate astea trei priorități, luptă-te să ajungi aici în cer, mi-am dat seama când am meditat că implică toată viața mea și toate domeniile vieții mele. Domeniul spiritual, domeniul social și domeniul nostru de acțiune personal, al familiei noastre. Noi personal, cu toată viața noastră, trebuie să-i trăim o viață prin care să ne luptăm să ajungem în cer. Când e vorba de business, de lucru, eu trebuie în așa fel să trăiesc și în așa fel să lucrez, încât cei pentru care lucrez și cu care lucrez să zică cu adevărat, Teo se luptă să ajungă în cer. Teo seamănă cu Domnul Iisus. Vorbirea Lui, faptele Lui, viața Lui arată că El e deosebit. Și pentru asta mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să fiu un om înțelept, ca să înțeleg planul și voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Mă rog ca Dumnezeu să-mi dea un duc de pricepere, ca să pricep întotdeauna lucrările lui Dumnezeu, să pot să-mi număr bine zilele. Și mă rog ca Dumnezeu să lumineze viața mea prin Duhul Sfânt, ca pașii mei să fie pe urmele Domnului Iisus, să mă lupt să ajung în cer după voia lui Dumnezeu, ca viața noastră să fie o binecuvântare, prin viața noastră Dumnezeu să fie proslăvit. Pentru că am simțit din partea lui Dumnezeu, pentru mine și pentru noi toți, dinainte de întemeierea lumii, în planul lui Dumnezeu de mântuire, Dumnezeu a avut un plan cu fiecare dintre noi. Și Dumnezeu a lăsat o înălțime a chemării Lui pentru mine și o înălțime a slujirii a mele înaintea lui Dumnezeu cât voi trăi pe pământ. Și mă rog pentru aia ca Dumnezeu să mă ajute, Doamne, să fiu un planul Tău în care Tu ai rânduit dinainte de veșnicie în care să fiu cât voi fi pe pământ. Să fiu la înălțimea chemării pe care Tu mi-ai făcut-o și Tu să Te poți folosi de mine încât să mă pot îndeplini chemarea pe care Tu mi-ai făcut-o. Fiecare om pe pământ e chemat să-L reprezinte pe Dumnezeu. Am simțit, asta e chemarea mea, asta e chemarea noastră și mă rog ca toți tinerii să-L iubească pe Dumnezeu, să se îndrăgostească de Dumnezeu în așa fel încât să se lupte în fiecare zi, să ajungă în cer. Ajungă în cer. Pentru cei care ne urmăresc și n-au siguranța veșniciei, n-au siguranța ajungerii în Împărăția lui Dumnezeu și în ceruri, pentru cei care trăiesc încă o viață duplicitară, pentru cei care sunt nesiguri de împăcarea lor cu Dumnezeu, pentru cei care se întreabă și eu aș vrea să ajung în cer sau
cum aș putea să mă lupt și eu să ajung în cer? Lupta începe cu credința. În primul rând, orice om care vrea să ajungă în cer, orice om care vrea să ajungă mântuit, trebuie să înceapă cu credința. Credința în Iisus Hristos, care produce pocăință, pocăință care produce naștere din nou, o întoarcere reală la Dumnezeu și apoi o viață de slujire. O viață prin care omul, cu tot ce are el, cu tot ce este el, caută, ajutat de puterea pe care o dă Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu, caută să trăiască pentru Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu, să-L proslăvească pe Dumnezeu, să fie în planul lui Dumnezeu. Deci, pentru cine se întreabă cum să mă lupt și eu să ajung în cer, aceasta este prescripția biblică. Credință, pocăință, naștere din nou, bineînțeles, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt și apoi o viață de sfințire, o viață trăită în frică de Dumnezeu, în ascultare de cuvânt, o viață de seriozitate, o viață de caracter prin care Dumnezeu să fie proslăvit. Timpul nostru a expirat și astăzi rămâne să continuăm experiențele fratelui Teo Costea. Doar două dintre ele le-am acoperit în această dupămasă, dar dacă Dumnezeu ne mai dă har, timp și vreme, o să-l mai avem în studioul nostru și o să putem să ascultăm și alte experiențe deosebite. Vă mulțumim!